Pe lângă acțiunile unor companii mari, cum ar fi Facebook, Apple sau Coca-Cola, investitorii români au șansa, începând de luni, să tranzacționeze și titlurile unor companii precum Deutsche Post, Lufthansa, Commerzbank și Continental. Sunt aceste titluri mai atractive decât cele ale societăților românești? Aș răspunde la modul standard, depinde. Depinde despre care acțiuni românești vorbim. În mod cert, există valoare pe piața noastră, pe Bursa de Valori de la București și sunt convins că într-un portofoliu diversificat, acțiunile din țara noastră aduc valoare, certă, în fine, valoare. Nu există certitudini însă pe piața de capital și tocmai de aceea e bine să mergi în direcția diversificării, să ai un portofoliu care să acopere mai multe domenii. Și asta este unul din motivele pentru care investitorii locali sunt atrași de acțiunile externe, pentru că, de exemplu, le oferă acces la domenii pe care nu au lichiditate sau nu au chiar deloc companii la bursa noastră, cum ar fi IT-ul, și aici avem foarte multe exemple. Deocamdată nu avem companii aeriene, nu există companii de curierat, sunt destul de, cum să spun, slab reprezentate companiile din domeniul vestimentar. Și aici încep să intre în rol Adidas pentru domeniul vestimentar, Deutsche Post acum pentru curierat, Lufthansa pentru acțiuni ale companiilor aeriene și Microsoft, Apple, Intel, Google, Facebook pentru IT. Cred că un al doilea motiv pentru care acțiunile acestea sunt atractive sunt pentru că în viața de zi cu zi noi ne lovim mereu de mărcile astea. Gândiți-vă la Coca-Cola, la McDonald's, la Bayer și evident și la cele din IT. Din nou revin, Apple, Google. Și dacă tu ești un utilizator acestor produse, dacă ele îți fac, îți aduc o utilitate în viața de zi cu zi, de ce nu ai profitat de acest lucru? Pentru că ți-e mai ușor să înțelegi care este apelul acestor acțiuni, care este punctul lor de atracție și pe ce până la urmă își bazează ele întreaga afacere. Evident că trebuie să înțelegi mai multe lucruri și aici intră în funcțiune sfatul unui profesionist în domeniul investițiilor, intră în funcțiune raportările companiilor din afară și să nu uităm că standardele de raportare de acolo sunt cele mai înalte. Așa că aș zice că randamente cum a fost cel de 45% pe care l-a dat Apple în ultimele 12 luni sau cel de peste 20% pe care l-a adus acțiune Deutsche Telekom. Apropo, iată, Deutsche Telekom care deține, în fine, înainte era Rom Telecom și Cosmotea, acum e Telecom România. Deci vedem aceste acțiuni de jur împrejurul nostru. Aceste companii, vreau să spun, și din nou, de ce nu ai implica și partea ta de portofoliu financiar în lucruri care de altfel îți plac, te înconjoară, ți se par utile? De fapt, aveam și o analiză recent făcută și cineva care ar fi investit, de exemplu, într-un portofoliu format în mod egal din acțiunile americane pe care le poate tranzacționa sistemul alternativ al Bursei de Valori București, ar fi obținut un randament de circa 17%, ceea ce nu este neglijabil. În linii mari spune că aceste companii sunt printre brandurile globale, sunt printre cele mai interesante din lume și merită să deții și tu o părticică din ele. Vorbim acum de branduri globale și știm bine că aceste branduri globale sunt destul de puternice. Care ar fi perspectivele celor patru companii nou aduse pentru Bursa de Valori? Ok, să le luăm pe rând. Commerzbank este a doua bancă din Germania. Este și un player important la nivel global. Operează în peste 50 de țări.
și este foarte interesantă și prin prisma multiplilor de preț comparativ cu băncile cu afaceri similare. De asemenea, profitabilitatea sa a fost în urcare în ultimii 3 ani și, conform Reuters, potențialul de creștere a profitului pe termen lung ar fi de circa 33%. Mai mult, în cele ce urmează, în anul care urmează, chiar există așteptări destul de bine fundamentate în privința unei relaxări monetare fără precedent pe care Banca Centrală Europeană ar urma să o lanseze. Lucrul ăsta ar trebui să fie benefic acțiunilor europene în general. Dar, în mod particular, marile instituții financiare ar trebui să beneficieze, așa cum s-a întâmplat atunci când Banca Centrală Americană a lansat un astfel de program în Statele Unite, iar marile concerne bancare au fost printre beneficiarii importanți. Din perspectiva afacerilor, evident, acționarilor au fost printre beneficiarii importanți în prisma profiturilor în portofoliu. Să trecem la o altă acțiune, Continental. Continental este unul din cei mai mari 4 producători mondiali de anvelope. Vânzările totale au fost undeva de peste 30 de miliarde de euro în ultimii 4 ani și compania are niște fundamente foarte bune prin prisma relației cu mari producători globali, cu BMW, cu Daimler, cu Ford, cu Volkswagen. Are o profitabilitate ridicată, randamentul capitalelor, return on equity, este de 22% și un bilanț mai solid chiar decât al principalor concurenți. Mă scuzați. Recent și-a revizuit în creștere estimările pentru profitul operațional al anului în curs și foarte interesant că acest mișcare în jos a prețului țițeiului ar conduce pe de o parte la o ieftinire a unor din materiile sale prime și pe de altă parte la o creștere practic a cererii pentru produsele sale prin creșterea traficului rutier. Deci ar trebui să fie un beneficiar la două capete de pe urma războiului de pe piața petrolului pe care îl declanșează OPEC. Deutsche Lufthansa, din nou, poate fi privită ca un play, să zic așa, o investiție care o investiție într-o acțiune care beneficiază de pe urma mișcărilor din piața petrolului. Este de asemenea important de precizat că e cam cea mai mare companie europeană, dacă considerăm împreună cu subsidiarele sale, low-costul Germanwings, dar și Swiss International și Austrian Airlines. Și credem că atât potențialul de creștere pe termen lung de circa 32% pe care îl postează Reuters, sistemul de informare Reuters, cât și tot ce înseamnă dinamică la nivelul combustibilului, cât și evenimentele recente care au tins să ducă în jos prețul, mă refer la o grevă a salariaților Lufthansa, duc această acțiune într-un punct foarte interesant pentru investiții. Mi se pare că este la un nivel la care un investitor inteligent poate să profite chiar pe termen lung și, bineînțeles, de ce nu și pe termen scurt, de pe urma unei conjuncturi favorabile pentru Lufthansa. Deutsche Post, în fine, este poate mai puțin dintre privitorii noștri o știu, este compania care operează marele serviciu de curierat global DHL. Prin prisma cifrei de afaceri,
dar și prin prisma numărului de salariați, cifra de afaceri în ultimii ani de peste 50 de miliarde de euro, în ultimii 4 ani chiar, și aproape jumătate de milion de oameni angajați, fac din Deutsche Post concernul acesta care operează DHL o forță globală. Principalul driver, să spun așa, al creșterilor este dezvoltarea comerțului online, cuplată cu partea de automatizare, acea idee pe care mulți o asociază cu Google și cu Amazon, dar pe care și celelalte servicii mari de curierat o testează, și anume de a livra prin intermediul unor drone. Practic niște, să zicem, mici elicoptere care sunt programate să ajungă din punctul A în punctul B și de obicei nu și-au nici liber și nu intră în grevă. Și nu cer mări de salariu, dar într-adevăr trebuie să din când în când să le mai pui și lor niște ulei, niște combustibil, ceva. Bun, chestia asta poate suna ca un capitalism veros, dar în primul rând ne aflăm în capitalism, într-un sistem capitalist, și trebuie să învățăm să navigăm în acest mediu. Și în al doilea rând, ca acționar al companiei, tu îți dorești ca ea să fie cât mai eficient. Dacă stăm să considerăm aceste lucruri, ni se pare că și un mare furnizor de servicii de logistică globală, cum este DHL, poate reprezenta o investiție foarte interesantă pentru oricine în lume. Și de ce nu? Și pentru acționarii din România și pentru români. Vorbind acum de practic, pare momentul oportun de a începe să tranzacționez la aceste companii. Și atunci întrebarea mea naturală ar fi, cum pot investitorii români să achiziționeze noile titluri aflate în portofoliul Tradeville? Care este mecanismul? Ok. Simplist. Foarte pe scurt, ați deschis cont la un broker autorizat să tranzacționeze în cadrul Bursei de Valori București, alimentezi contul cu fonduri, sau dacă cumva ai acțiunea de acestor companii, ele pot fi transferate prin intermediul depozitarului central. Și pasul 3, îți emiți ordinul de tranzacționare către brokerul tău, după care el intră în piață și în funcție de condițiile de acolo este sau nu executat. Dar până ajunge la investi practic, sunt cazuri în care unii oameni primesc telefoane sau sunt contactați de așa numiți brokeri și cumva acei brokeri încearcă să profite de pe urma banilor a unor potențiali investitori. Atunci, întrebarea ar fi cum se pot proteja potențiali investitori de brokeri neautorizați și practic cum să-ți alegi un broker bun, pot să spun așa. Ok. Brokerul bun este brokerul acela care ți se potrivește ție cel mai bine și te cunoaște, încearcă să te cunoască, se adaptează bine stilului tău și reușește să te ajute să navighezi cu succes cursul ăsta de, să spunem, traseul ăsta de a investi, de a ajunge de la non-investitor la investitor cu experiență. Acum, problema majoră la noi în țară și nu numai la noi în țară este cu persoanele care, fiind lipsite de scrupule, pur și simplu distrug ideea de încredere. Să nu uităm că în piață vorbim de o instituție fiduciară și este un nivel de încredere, nivelul de încredere necesar este chiar peste cel al sistemului bancar, pentru că băncile sunt cumva la nivelul deponenților, cel puțin ajutate, deponenților persoane fizice, ajutate de acea garanție de stat, care le implică și lor unele costuri, de acord, dar există o garanție de stat implicită. În investiții în acțiuni nu există câștiguri garantate. E chiar o frază în lege, în majoritatea legislațiilor din jurisdicțiile decente, între care se află și România. Știu că multă lume poate avea o părere diferită despre România, dar legile noastre sunt bune
poate că aplicarea lor câteodată scârție. Dar lege avem. Și atunci când te gândești că vrei să îți gestionezi economiile într-un mod eficient, într-un mod care să-ți asigure, de exemplu, o bătrânețe, hai să spunem, cât de cât liniștită, lipsită de griji nu-i niciodată, că întotdeauna apare ceva. Dar o bătrânețe finanțată cât de cât decent, nu poți să rămâi în paradigma depozitului bancar. Sunt numeroase studii de specialitate care arată că pe termen lung cea mai potrivită investiție este cea bursieră. Cum și în ce fel, asta depinde într-adevăr de profilul de risc al investitorului respectiv. Dar dacă oamenii ajung să elimine, să evite de la început ideea de piață de capital, pentru că au primul lor contact, e cu al unor oameni care fie îi sâcâie și au un limbaj agresiv, un ton neprofesionist, îi dai afară pe ușă, ți intră pe scurgerea de la chiuvetă, e o problemă mare, că oamenii nu mai vor să audă și dacă cumva tu te întâlnești cu ei și broker, tu ești dăia, e rău. Un broker corect, în primul rând, nu ar trebui să vă sune fără să fi fost într-un fel sau în altul solicitat de dumneavoastră. Hai să zicem totuși că se întâmplă. Da, se mai întâmplă cold calling. Asta este o denumire tehnică să zicem, terminologia anglosaxonă. Deci te sună fără să fi fost solicitat. Primul și în primul rând trebuie să știi că ai dreptul să nu fii deranjat de cineva și trebuie să știi că oamenilor respectivi le spui, prietene, dacă nu mă lași în pace, următorul lucru pe care îl fac este să dau numărul ăsta la 112. 2. Dacă într-adevăr totuși te-ar interesa investițiile, trebuie să știi că nu există ideea de investiție garantată. Deci cine îți garantează profituri fabuloase, acolo trebuie să mergi pe ideea că dacă e prea frumos ca să fie adevărat, probabil că nu e adevărat. Deci ai grijă. Și în fine, trebuie să le întrebi, bun, societatea ta de cât există? De exemplu, Tradeville e pe piață și e înființată de 20 de ani. Anul ăsta am aniversat 20 de ani. Noi suntem autorizați de CNVM. Acum CNVM nu mai există, s-a comasat cu alte două autorități de supraveghere în Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF. Și avem pe site un document de prezentare în care este prezentat numărul de autorizare, dar nu trebuie neapărat să te duci pe site-ul nostru. Te poți duce pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și în registrul public ne găsești acolo la intermediari. Mai mult, oamenii care te sună pe tine ar trebui să fie autorizați ca să vorbească cu clienții. Asta e legislație europeană. Dacă nu sunt autorizați, încalcă legea. Chiar dacă firma lor e autorizată. Deci, ei trebuie să fie autorizați fie în România, fie în afară. O companie care operează pe teritoriul României ar trebui să aibă serviciile pașaportate în România. Deci trebuie cumva să fie înscrisă în registrul ASF. Fie că e companie autohtonă și atunci e în secțiunea de companii locale, fie că este companii străine. Lista aceea e destul de lungă. Cum se numește, nene, compania ta, îi spui omului respectiv, sau cum se numește estimabile sau stimată doamnă, domnișoară, compania dumitale, cine v-a autorizat și care e numărul autorizației voastre și eventual dacă poți să-mi zici unde sunteți înscriși în registrul ASF. Asta este prima și poate chiar cea mai puternică cheie de verificare. A doua este dumneata cum te numești și unde ai, care ți-e numărul de autorizare și de la ce autoritate financiară. Că poate, nu știu, din Cipru sau de la Londra. Uite, de exemplu, dacă intri pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară de la Londra, FSA-ul, la un moment dat e un registru unde ai persoanele cu nume și prenume și un cod de autorizare. Simt codul dumitare de autorizare și numele și prenumele și mă duc și eu și te caut. Da? Și dacă mă interesează, te sun eu înapoi. Un broker
onest, autorizat, cu acte în regulă, te lasă în pace atunci când zici, băi, eu vreau să te sun eu, vreau să te verific. Pentru că nu poți să-i bagi omului pe gât. Ei vin și încearcă să te forțeze. Sunt tot felul de tehnici specifice de a conduce oamenii să iau o decizie financiară, de a exploata orice slăbiciune. De ce? Pentru că ei, de fapt, stau în spatele paravanului și tot ce pierde clientul intră în buzunarul lor. Un broker, prin definiție, e cineva care doar intermediază o tranzacție. Asta înseamnă broker. You broker a transaction. Asta înseamnă că ai intermediat o tranzacție. Nu că ești și contrapartidă. Deci, Ovidiu vrea să-i vândă lui Narcis ceva și vine domnul broker și spune, ok, bine, eu vă asigur că lucrurile, toate lucrurile merg bine, că decontarea merge bine, am eu grijă de toate chestiile astea, că ordinele voastre sunt executate la cel mai corect preț din posibil în momentul ăla, etc., etc., etc. Asta înseamnă piață reglementată, așa că, cum să spun, in a nutshell, foarte, foarte pe scurt. Și brokerul autorizat asta face, pentru asta e plătit, pentru asta dă teste, dă examene, se după aia își reîmprospătează anual, face cursuri de, hai să zicem, reautorizare, cursuri de formare profesională continuă, în care și alea trebuie să fie reglementate și autorizate de autoritatea de supraveghere financiară. Deci, toate lucrurile astea sunt în spatele unui broker. Vezi un om în costum, nu înseamnă decât că un om în costum, trebuie să verifici un pic. Și ce ziceam eu, astea sunt chestiile pe care se pot verifica foarte ușor. Unde este autorizată și înregistrată societatea, unde este autorizat și înregistrat domnul sau doamna care vă sună și dacă este respectivul, este contrapartida voastră sau este doar un intermediar. În momentul în care un intermediar nu ți-e contrapartidă, modelul de business este cel mai bun pentru tine. De ce? Pentru că atunci când tu pierzi, la un moment dat ajunge și el să piardă, în sensul că, ok, tu ai făcut o tranzacție, ai făcut un comision și s-a dus, gata, el nu mai mănâncă mâine după contul tău. Dar de asta are tot interesul ca portofoliul tău, nu doar să supraviețuiască, dar și să crească. Cu cât îți crește portofoliul mai mult și mai frumos, cu atât tranzacțiile pe care le vei face, vor aduce lui mai mulți bani.